v-aș ruga să explicăm cum se manifestă această infecție cu stafilococ auriu. Un părinte de bebeluș, în ce moment trebuie să se alerteze și să meargă la medic? Stafilococul e o bacterie care e de foarte mult timp și o găsim peste tot. Și când spun asta, trebuie să ne facem un pic o imagine. Stafilococul se găsește pe piele de foarte multe ori la noi toți. De cele mai multe ori conviețuim cu bacteria, cu stafilococul, fără să avem vreo problemă. Până la urmă, situațiile când într-adevăr există riscuri sunt destul de puține, dar într-adevăr, dacă vorbim de extremele de vârstă și mai ales de nou născuți, de copii mici, riscul ca un stafilococ să ridice probleme este mult mai mare. Adică, altfel spus, dacă vorbim de spital, infecțiile de acolo, infecțiile bacteriene, și vorbim aici și de stafilococ, vor fi mult mai severe din trei considerente. În primul rând că germenii de spital în general ridică probleme, sunt niște germeni rezistenți, pentru că germenii știu să-și creeze arme de apărare împotriva antibioticelor. Deci germenii de spital vor fi mult mai rezistenți și atunci infecțiile cu germenii de spital vor ridica probleme. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă vorbim de copii mici și mai ales de nou născuți, imunitatea este foarte scăzută pentru simplu motiv că n-au avut timp să o capete. Și atunci orice infecție poate să ridice probleme, cum e și cu stafilococul. Și în al treilea rând, problema este de a depista și de a-ți da seama când o infecție, cum infecția cu stafilococ, reprezintă o formă activă. Adică, altfel spus, trebuie să facem diferența între contaminare și infecție activă. Asta în general vorbind, când e vorba de orice bacterie. Dacă este contaminare, categoric nu avem ce să tratăm. Asta înseamnă că e un pacient, indiferent de vârstă, un pacient care nu are niciun simptom și care nu are nicio formă de boală. Contaminarea nu trebuie să o tratăm. Problema se pune că cei care sunt contaminați cu stafilococ pot să transmită mai departe. Și aici ne întoarcem la măsurile de igienă. Igienă individuală, igienă prin respectarea unor reguli foarte clare la nivelul spitalului. Asta dacă vorbim de spital, că putem să vorbim și de situațiile care se întâmplă în afară. Până la urmă, o grămadă de infecții apar și în afara spitalului. Dacă vorbim de spital, o să spuneți bine, cât de importante sunt măsurile de igienă și cât de mult contează igiena individuală. Contează foarte mult. Spălatul cu apă și săpun contează într-o măsură extrem de mare. Se spune că dacă ne-am spălat corect cu apă și săpun, de câte ori e nevoie și să fie un spălat temeinic, am putea să scăpăm de cele mai multe boli infecțioase, în general vorbind. Și asta s-a întâmplat și în trecut, se întâmplă și acum și se va întâmpla și pe viitor. Deși la asta fiind că aceeași discuție. Odată este partea cu spălatul cu apă și săpun. Pe urmă e vorba de a folosi soluții antiseptice, care bineînțeles că ar trebui să existe în orice spital, în orice loc sau să fie cât mai la îndemână. Dar trebuie să le și folosim, degeaba le avem. Și acum, fie că vorbim de pacienți adulți, fie că vorbim de copii care automat vor avea aparținători, vor fi părinții internați, să ne gândim un pic că aceste infecții se transmit de la un pacient la altul, de la personal se pot transmite de asemenea la pacient. Deci, până la urmă, dacă ai un germene undeva, într-un spital, șansa de a transmite dintr-un loc altul este foarte mare dacă n-ai igiena de care vorbeam. Bineînțeles că nu e suficient să ai o igienă individuală, că sunt și regulile care țin de spital. Până la urmă, o bacterie rezistentă se rezolvă destul de greu. Într-un spital, într-o secție de terapie intensivă, este foarte greu să scapi de o bacterie rezistentă. Și sunt niște măsuri absolut specifice. Nu e suficient să zugrăvești un perete. Trebuie să iei niște măsuri foarte clare, să începi după caz, bineînțeles, vorbim în general. Poți să ajungi și la structura de rezistență, să renunți la tencuială și să o iei de la început și să folosești niște pași care sunt foarte clar trecuți în măsurile generale de a rezolva problema. Deci nu e chiar atât de simplu. Dar cred că fiecare ar trebui să gândească dacă într-adevăr la nivel individual chiar respectă treaba asta cu măsurile de igienă. Fiecare ar trebui să ne întrebăm. O facem suficient de des? Când suntem în spital, cu atât mai mult, dar și când suntem acasă.
O astfel de infecție lasă sechele? Adică este vindecabilă integral sau poate lăsa sechele? Depinde de fiecare caz în parte. Exact ce vă spuneam la început. Dacă e vorba doar de contaminare, nu se întâmplă absolut nimic. Dintre cei care vor face infecția activă, vor fi diverse forme. De la forme mai ușoare până la forme mai severe. Și bineînțeles că dacă există complicații și pot fi complicații importante, se poate ajunge la orice. Și la sechele, chiar și la deces, asta în general vorbind. O infecție cu stafilococ poate în unele situații să ducă la o infecție generalizată, se numește sepsis, și care să afecteze, să aibă o afectare multiorganică. Astfel de infecții severe duc la deces, duc la complicații severe de orice fel, poți să ai complicații neurologice. Într-adevăr că dacă sunt boli care apar drept complicații, ele pot să fie severe, pot să nu treacă deloc sau pot să aibă o formă cronică și să rămână și peste ani și ani. Din păcate, o infecție severă poate să dea orice. Și stafilococul e dintre bacteriile de temut. Ea chiar este numită în unele situații superbacterie. De ce? Pentru că o bacterie, un stafilococ care e de spital, cum e stafilococul auriu, în condițiile în care provine din spital, este foarte rezistent, este extrem de greu de tratat și poate să dea într-un timp extrem de scurt cele mai grave forme. Și unor să nu poate fi tratat. Asta numai în cazul nou-născuților. Se poate întâmpla în cazul oricărui pacient dintr-un spital și în cazul oricui are o imunitate slabă. Adică până la urmă e extrem de important de gândit. Sigur că ce nu se ia în calcul. Sunt pacienți care au afecțiuni cronice și ei au imunitate slabă. Și pacienții care au boli cardiace, boli hepatice, boli renale și așa mai departe, acești pacienți cu afecțiuni cronice, la rândul lor pot să facă o infecție severă bacteriană. Că e stafilococ sau altceva. Sau o infecție virală, pot să facă gripă. Adică e o discuție generală. Până la urmă, important este să ne luăm măsuri de prevenție. Sigur, în momentul în care ajungem să avem o infecție, din păcate, singura soluție e să o tratăm. Și să o tratăm cât mai eficient. Dar până la a trata, cred că cel mai bine e să prevenim. Eu am mai stat de vorbă despre asta și cu pacienți și cu medici din spitale și de o parte și de cealaltă. Există nemulțumire legată de faptul că în spitalele noastre se intră foarte ușor. Intră foarte ușor oamenii din afară. Ce se poate face? Ok, dar întrebarea pe care ar trebui să ne o punem. Răspunderea unde e? Numai la nivelul spitalului sau la nivelul personalului sau și la nivel individual? Adică până la urmă, în momentul în care eu sunt un aparținător și mă duc într-un spital, nu credeți că ar trebui să am și eu o conștientizare a fenomenului? Adică până la urmă, ce vorbim noi acum, sau considerăm că singura soluție ar fi poliție cu ghilimele de rigoare în ceea ce privește intrarea. Dar asta ce presupune? Să nu poată intra ușor, să fie îmbrăcat forțat în momentul în care nu o face, să fie urmărit dacă se spală pe mâini, adică până la urmă ajungem la cei 7 ani de acasă. Și asta însemna că un adult se transformă într-un copil și ar trebui urmărit de cineva pas cu pas, dacă s-a spălat pe mâini, dacă și-a dat o soluție antiseptică, dacă a aruncat cum trebuie botoșii când a plecat și așa mai departe. Dar lucrul ăsta sigur că se poate face, dar eu cred că nu rezolvă. Este ca și cum ne-am gândit că l-a fumat, nu lăsăm pe cineva să fumeze și îl urmărim să vedem dacă fumează după colțul blocului. Nu cred că numai asta contează. Cred că ar trebui cu toții să fim conștienți că dacă noi transmitem mai departe, putem să le transmitem și celor din familie. Nu transmitem numai unor străini. Dacă avem un copil internat, gândiți-vă că lipsa măsurilor de igienă ar putea să însemne următorul lucru. Copilul din același salon să transmită, copilul nostru să transmită, părinții celorlalți copil să transmită. Adică până la urmă e o discuție foarte largă. Fiecare poate să transmită. Deci cred că sunt de acord că măsurile trebuie să fie probabil mult mai stricte în ceea ce privește intrarea în spitale, dar gândiți-vă că oricum există programe de vizită, peste tot lucrurile sunt trecute. Și chiar dacă se intră în timpul programelor de vizită, tot aceeași transmitere este. Deci nu e vorba neapărat cât de ușor se intre, e vorba de ceea ce faci când ești în interior. Și e foarte greu să ai un personal atât de mare care să urmărească fiecare persoană care intră. Dar nu urmărește numai persoana care intră, să urmărească fiecare pacient dacă are măsurile de igienă.
Nu? Ar însemna că până la urmă fiecare îl urmărește pe fiecare. Nu credeți că e o discuție generală și că ar trebui să fim noi conștienți? Adică la asta mă gândesc. E o chestie care ar trebui să vină din cultura medicală pe care trebuie să o avem, măcar o minimă cultură, nu? Sunt 2 săptămâni de când sunt oprite internările la maternitatea Giulești. Știu că este cea mai mare maternitate din București după numărul de nașteri. Și voiam să vă întreb dacă celelalte spitale, din ce știți dumneavoastră, fac față într-o astfel de situație. Adică ce se întâmplă cu aceste mame programate să nască și care acum trebuie să se orienteze către... Bine, de pe zi pe alta sau de pe săptămână pe alta, practic. Ca o discuție principială, este clar că lucrurile se complică, pentru că oricum spitalele de profil nu sunt atât de multe încât să acopere, să fie cu tot acoperitoare. Și mai ales că se întâmplă într-un interval foarte scurt, asta înseamnă că viitoarele mămici vor trebui preluate extrem de repede de alți medici. Și lucrul ăsta poate să se întâmple fie la alte spitale de stat, cu condiția să poată, pentru că totul se face programat și din timp, sau la privat. Uneori intervalul e atât de scurt încât e foarte greu să rezolvi treaba asta. E adevărat că sunt niște probleme și trebuie rezolvate acolo sau în alt spital care are probleme, dar trebuie tot timpul să ne gândim că închiderea unui spital pentru o anumită perioadă de timp înseamnă niște lucruri care se întâmplă în lanț și acei pacienți oricum trebuie rezolvați. Și până la urmă, dacă nu ai o rezolvare, apare o altă problemă, un alt risc, dar nu rezolva la timp. Deci cred că trebuie ținut cumva în balanță treaba asta. Altfel măsurile sunt foarte bune și în general în orice spital, în orice secție de chirurgie, terapie intensivă, bineînțeles că dacă apare o anumită bacterie, măsurile trebuie luate, asta e evident. Da, dar absolut, trebuie să fie da. Într-un timp cât mai scurt, da. În așa fel încât să existe o continuitate pentru procesul de acolo, procesul muncii. Întotdeauna când vorbim de anumite probleme medicale, considerăm că asta se întâmplă numai în România. Și că în altă parte, cu siguranță nu există. Nu e adevărat. Bacterii rezistente, cum e și stafilococ, există oriunde în lume. Indiferent cât de pricopsit ar fi spitalul respectiv, există. E adevărat că măsurile în unele situații sunt mult mai stricte. Și în țările care au pretenții foarte mari și în spitalele de profil, măsurile sunt atât de stricte încât sigur cazurile sunt mai puține, dar nu lipsesc. Iar o superbacterie cum este stafilococul va ridica probleme în orice altă țară. Așa că părerea mea e că ar trebui să vedem deopotrivă optimist și pesimist și să ne gândim că suntem într-un proces care ar trebui să continue, care ar trebui accelerat, să ne gândim ce nu s-a făcut bine, dar pe de altă parte să ne gândim și la lucrurile care totuși s-au făcut, pentru că în momentul ăsta în România s-au făcut lucruri. Cu siguranță că sunt unele spitale care ridică probleme mari, să ne gândim la provincie în primul rând, dar cred că există și spitale care au un statut bun din punctul ăsta de vedere. Asta înseamnă că nu poate fi mai bun și că nu pot să ia măsuri în continuare. Ce am învățat din experiența asta cu din și ce putem, nu știu, ce putem îmbună? În primul rând, e un lucru bun că spitalul va fi relocat sau cel puțin există o promisiune. Da. În sensul ăsta, dar e o promisiune de durată. Eu aș avea o gândire în felul următor. Să ne gândim ce am învățat la nivel individual și ce am învățat la nivelul structurii spitalului și respectiv la nivelul conducerii spitalului. Deci, practic, avem 3 aspecte. Ce face individul, ce face spitalul, și vorbesc de personalul medical, și ce fac cei care coordonează spitalul. Că e Ministerul Sănătății, că e primăria. Sunt trei aspecte. La nivelul individului, clar că depinde de noi exact ce spuneam mai devreme, să avem măsuri mai bune de igienă, să știm niște lucruri de bază, fără să fim medici, ca să ne ajute un pic. Deci asta e ce putem face noi individual. La nivelul spitalului, cu atât mai mult personalul medical trebuie să dea un exemplu, până la urmă, cu siguranță că au mult mai multe date și ar trebui să fie primii care să dea un exemplu pe treaba asta. În plus, personalul medical vine foarte des în contact cu pacienții. Sunt tot felul de manevre, unele invazive, care pot să predispună la riscuri mari de infectare. Deci regulile trebuie să fie foarte stricte, mult mai stricte acolo, da? Până la urmă nu are ce să caute un stafilococ la un nou născut, care are imunitate slabă. Până la urmă există măsuri foarte clare, există mănuși de unică folosință, care sunt sterile, există posibilitatea de a folosi de câte ori avem nevoie soluții antiseptice, n-ar trebui să se întâmple.
Iar la nivel de coordonare, exact ce discutăm, până la urmă unele situații poate că ar trebui înlocuite, să apară spitale noi, să apară renovări structurale la nivelul unui spital. Nu să dăm doar cu bidineaua și să zugrăvim, poate că ar trebui să luăm și alte măsuri. De ce vă spuneam mai devreme? Niște măsuri care cu siguranță că există trecute în regulile generale, dar ar trebui să le și respectăm. Unde vom ajunge cu cele trei componente? La o reducere. Vorbim strict de o reducere a infecțiilor bacteriene. Nu vorbim mai de stafilococ. E discuție generală. Vom reuși să prevenim infectările. Dar trebuie reținut că indiferent ce măsuri vom lua, nu vom scăpa de bacterii rezistente. Practic, în momentul ăsta, 2019, că începem în curând, oriunde în lume, vă spuneam mai devreme, există infecții bacteriene rezistente. De noi depinde să fie cât mai puține și să acționăm cât mai prompt când apar probleme în anumite locuri, oriunde în țară.